Bine te-am găsit! Numele meu este Ileana Preda și îndeplinesc visuri imobiliare. Următoarea întrebare, de fapt, este mai mult o situație. Am avut experiențe neplăcute cu chiria și în trecut și vreau să vând imobilul acum. Este o întrebare de la Bogdan din Brașov, dar o regăsesc și în anumite experiențe prin care au trecut clienții mei. Și înainte de a porni la drum spre vânzarea apartamentului, mie îmi place să am o discuție foarte deschisă și cât se poate de cu cărțile pe masă cu potențialul client. De ce spun asta? Pentru că acele experiențe neplăcute pe care le-au avut cu chiriașii, de multe ori, pot fi îmbunătățite. Există căi prin care poți păstra în continuare proprietatea, poți să o ai închiriată și fără să ai bătăi de cap. Această metodă de lucru se numește property management sau administrarea proprietății. Există agenți care oferă astfel de servicii și în special cu persoanele care nu sunt în același, nu locuiesc în același oraș unde se află și proprietatea, închirierea de la distanță poate fi un calvar. La fel și relația cu chiriașul. Și atunci, dacă în perspectiva vânzării, dacă alegerea de vânzare este ca o soluție pentru experiența negativă, cu toate astea, vânzătorul ar vrea să țină proprietatea, doar să nu mai experimenteze ce a experimentat, atunci eu merg mai departe în discuție și le povestesc despre opțiunea de property management. Există agenți profesioniști, există agenții imobiliare care fac asta la nivel înalt și îți recomand cu căldură să faci același lucru cum faci atunci când îți angajezi orice fel de consultant. Te așezi la o discuție, îi întrebi ce anume pot să-ți ofere, te consultă, îi consulți, iar la final, dacă vei considera că această persoană este cea mai potrivită persoană să îți servească nevoia imobiliară, mergeți mai departe. Dacă totuși vânzarea acestei proprietăți este cea mai bună soluție pentru tine și ești conștient de faptul că există căi mai bune și nu este neapărat necesar să vinzi, atunci mergem mai departe cu vânzarea. La diferența între a păstra o proprietate și a vinde o proprietate este o analiză profundă, pentru că investiția într-un imobil sau un imobil în proprietate este o investiție pe termen lung. Și atunci, dacă experiențele neplăcute cu chiriașii te fac să renunți la acea investiție pe termen lung, stai liniștit, există căi mult mai bune. Această modalitate de lucru care se numește managementul proprietății sau property management.